Bun găsit la Turnul Sfatului TV. Invitatul meu și al lui Alin Bratu, redactorul șef al publicației Turnul Sfatului, este fostul parlamentar de Sibiu, fostul ministru de interne și chiar fost prim-ministru interimar, avocatul Gavril Dejeu. Mulțumesc pentru întâlnire, domnule ministru. Mulțumesc pentru invitație. Ați fost unul dintre liderii de frunte ai PNCCD, de altfel, politic vorbind, PNCCD-ul a stat în spatele tuturor acestor funcții despre care vorbeam la un moment dat. O primă curiozitate pentru cei care ne privesc. PNCCD astăzi mai există? Mai sunteți membru, măcar teoretic? Formal, el există sub prezidenția lui Pavelescu. Uh-huh. Este înregistrat în registrul partidelor politice și funcționează atâta cât membri mai are la nivel central și local. Eu sunt și mă consider membru al Partidului Național Țărănesc și voi rămâne ca atare, dar nu activez efectiv. În Sibiu mai există PNC? Există. Există. Președinte. Cu sediu, cu oameni? Da, sediu nu are. Are președinte, este inginerul Crețu de la primărie. Uh-huh. Ilie Crețu, da. Ilie cred Crețu. Că și vicepreședinte național. Da. Cred. Da, da. Mai are PNCCD vreo șansă să renască, să redevină măcar ceea ce a fost? Sincer. O încercare de revenire s-ar putea face. Cu condiția ca cei care fac încercarea, care își asumă această răspundere, să fie conștienți de faptul că nu se poate nimic realiza certându-se și făcând facțiuni. Pe cât de redusă este masa membrilor de partid la ora actuală, pe atât de necesară este unitatea. Mai sunt țărăniști și de vârstă mai înaintată, mai sunt și simpatizanți din tineret și s-ar putea, după părerea mea, s-ar putea și vă spun și de ce. Pentru că gândirea țărănistă, respectiv gândirea creștin-democrată, după opinia mea, este cea mai sănătoasă gândire politică, nu numai în România. Lăsând la o parte faptul că ea conduce la ora actuală Europa și de câțiva ani conduce Europa, ea are un fond excepțional. Aș putea spune o combinație între gândirea social-democrată și gândirea liberală. Și ce îi lipsește pentru a deveni populară, din nou populară în România? Care ar fi mesajul? Îi lipsește, în primul rând, imaginea. Imaginea a fost deteriorată. Partidul a făcut obiectul puterii post-revoluționare. După 89, Partidul Național Țărănesc a fost obiectivul principal de atac a puterii politice feseniste și, pe urmă, pesediste. De ce? Pentru că era forța politică realmente anticomunistă, era forța politică care reprezenta un pericol real pentru noua putere. Da, și singur și-a făcut mult rău partidul ăsta. Bineînțeles că și-a făcut și singur mult rău. Dacă este vorba să analizăm cauzele decăderii, ele sunt mai multe, nu numai una. În primul rând, partidul a fost penetrat de către noua putere cu mulți securiști, cu mulți nesecuriști, dar penetrați pentru a lucra din interior la distrugerea partidului. Atunci îi știați, îi vedeați? Nu. Nu. Nu puteați. E o constatare post. Îi simțeam mai degrabă. Îi simțeam. Eu personal, de pildă aici la Sibiu, pe unii i-am și știut. La nivel de țară însă, general și extrem de puternic. A mine a venit la un moment dat un inginer zootehnic și mi-a spus: domnule, eu am fost recrutat și trimis de securitate la PNC pentru a lucra din interior. Deși securitatea nu mai exista, de structurile fostei securitate. Sigur că da. Okay. Sigur că da.
Deci asta este o cauză, probabil principala cauză, pentru că s-a lucrat eficient pentru destabilizarea și ruperea rândurilor partidului. Inclusiv dumneavoastră ați fost vânat în perioada când ați fost ministru de interne de către structuri? Da. Da. A fost un teatru mineriada? Poftim? A fost un teatru de operațiuni mineriada? Da, mineriada a fost inclusă sau s-a inclus în scena aceasta a luptei politice. Categoric. Când ați aflat asta? Mult timp după sau în timp ce? Și în timp ce și mi-am limpezit lucrurile după. Și în timp ce nu ați putut face nimic? Nu. N-am putut face nimic și vreau să vă spun, acum deplasăm discuția, noi am avut conducerea politică la nivel de vârf, președinte, prim-ministru, guvern, ministri, dar sistemul a rămas. Și sistemul este cel care dă tonul demersului și evoluției politice într-o țară. Cine e sistemul? Sistemul este întregul angrenaj financiar, administrativ, politic de bază. Are un lider? Sistemul, ca ansamblu, structurile, există un lider sau există un conglomerat? Sau sunt conduse de un interes? Nu neapărat să aibă un lider, deși aveau sistemul întreg, era reprezentat de PSD și de Iliescu. Așa cum este reprezentat și la ora actuală. Iliescu mai joacă încă un rol, este cel care inspiră pe tinerii aceștia din PSD. Deci sistemul avea un cap. Opoziția pe vremea când noi eram la putere... Avea 1000 de capete. Da. Și acest sistem era mai puternic decât noi. Ordinele care se dădeau de la centru trebuiau executate în teritoriu. Cine le executa? Noi n-am avut oameni. Clasa politică de opoziție liberală sau țărănistă a fost decapitată. 47, 48, 50. Victor oameni. Ciorba e omul PSD-ului în acest moment. Spune asta multe despre PNC. Cine? Victor Ciorbea, avocatul poporului. Da, eu nu vreau să vorbesc prea mult despre Ciorbea pentru că mi-a fost prim-ministru. Și nu-i frumos să vorbesc, deși i-am formulat o scrisoare deschisă atunci când s-a lansat vehement împotriva politicii realiste pe care o socot eu și alături de PSD. Mai ales în campaniile electorale și în campaniile de la Antena 3. Deci, revenim. Noi n-am avut oamenii politici de valoare. Țărăniști liberali au fost decapitați, au fost închiși, au fost câțiva care au venit de acolo, nu reprezentau o forță, iar ca să refaci o clasă politică din temelii este extraordinar de greu. Confirmați într-un fel ceea ce președintele Emil Constantinescu la finalul mandatului a spus, că a fost înfrânt cu ghilimele poate de rigoare de sistem. Da, sunteți în aceeași logică, de fapt. Da, eu confirm acest lucru. A fost înfrânt de sistem și n-a fost ajutat de un nou sistem. Știți că la Iohannis, momentul, actual, e ajutat, părerea dumneavoastră, Klaus Iohannis, președintele României, e ajutat de sistem în acest moment? Sau va fi și el înfrânt după primul mandat? Lucrurile s-au schimbat foarte mult de acum 17-18 ani când discutăm. La ora actuală, realitatea politică românească este diferită, substanțial diferită decât cum era atunci. Atunci noi intrasem la putere, dar fosta putere fesenistă deținea un rol extraordinar. Și acum e la fel. Avem un guvern PSD? Nu e chiar la fel. Și în economie, și în administrație am început să intre și liberali, și alte forțe politice. PSD-ul nu mai este singur și nu mai poate face politică de unul singur. Dacă, de pildă, UNPR-ul se retrage,
de la guvernare, PDSR nu mai poate face nimic, pe când atunci avea putere absolută. Deci lucrurile s-au schimbat. Singura asemănare este că și Klaus Iohannis, ca și Emil Constantinescu atunci, a ajuns în funcție pe un val de simpatie senzațional. Creat și alternativa la PSD. Și a fost alternativa dorința la PSD. Dorința de schimbare. Dorința de schimbare a societății românești a dus la aceste modificări pe care le cunoaștem, la victoria lui Emil Constantinescu și la victoria lui Iohannis. Nu există Iohannis riscul. N-a câștigat, propriu zis, el. Le-a pierdut Ciorbe, Ponta. Pentru că votul de prezidențial a fost anti-Ponta, clar. După opinia mea, oricare alt candidat în locul Iohannis ar fi fost alături. Ați fi votat-o pe Elena Udrea? În turul 2? Ați fi votat-o pe Elena Udrea în turul 2? Trebuia să ajungă în turul 2. Teoretic. Da. Cred că da. Cred că da. Dacă dumneavoastră, fost țărănist, creștin-democrat, aveți îndoieli că ați fi votat-o pe Elena Udrea, un altul cu siguranță. Nu cred că în orice situație Victor Ponta ar fi fost președinte. Cred că ar fi votat-o și pe Elena Udrea numai pentru a se scăpa de Ponta. Bun, în condițiile în care asemănarea de popularitate dintre câștigarea din 96 și câștigarea de anul trecut, din 2014, este atât de vizibilă, nu există și riscul unui eșec similar al lui Klaus Iohannis la finalul mandatului, similar cu cel al lui Emil Constantinescu? Să vă spun ceva. De Iohannis ca și de Constantinescu se leagă niște speranțe pe care opinia publică le-a investit în ei și le așteaptă. În măsura în care va reuși să implementeze cel puțin o parte din aceste promisiuni, va rămâne. Dacă nu, va pleca. Opinia publică a început să fie deja pretențioasă, a început să judece, a început să știe ce să ceară. Și dacă totul se rezumă numai la promisiuni și la vorbe goale, nu mai are șansă. Ce trebuie să facă Iohannis în primul mandat? Cum? Ce trebuie să facă Iohannis în primul mandat ca să-l câștige și pe al doilea? E o problemă politică aici de mare importanță. Lumea așteaptă de la președinte ceea ce președintele nu poate face. Lumea crede că președintele României este cel care dirigează politica după cum crede el de cuvință, ceea ce nu e adevărat. După dispozițiile constituționale, președintele are un set de măsuri destul de restrâns. Executivul este practic al guvernului, legislativul este exclusiv al Parlamentului, iar el, președintele, are mai mult misiunea de reprezentare în interior și în afară, mai cu seamă în afară. Și, mă rog, este comandantul forțelor armate. De pe această poziție, nici în domeniul economic, nici în domeniul administrativ, nici în domeniul legislativ, care sunt esențiale pentru o transformare într-o societate, el nu poate face decât să intervină, să atragă atenția factorilor de execuție asupra lipsurilor, asupra necesităților. El nu poate lua măsuri concrete de demarare a vieții politice și economice. Lumea nu știe sau treaba aceasta. Nu se poate. Unui președinte nu-i poți cere să ia hotărâri care sunt în competența guvernului. Avem și exemplu mandatelor lui Traian Băsescu, care s-a perișat, cel puțin pe timpul mandatelor lui Boc, în rolul de premier. Și Iohannis s-ar putea erija în loc de premier dacă ar avea guvernul lui. Băsescu a avut guvernul lui, pe care l-a putut controla, l-a putut îndruma, l-a putut dirija, după cum a crezut de cuvință.
acolo a fost un fel de simbioză. Ce a gândit Băsescu, a gândit și Boc. Îl vedeți pe Iohannis în rolul de coordonator al unui guvern? Îl pot vedea în ipoteza în care la putere ar veni PNL-ul. De-al minteri, domnul președinte Iohannis a și declarat de mai multe ori că și-ar dori un guvern PNL. De ce? Pentru că cu un guvern PNL poate colabora. Și atunci s-ar pune problema responsabilității politice cu mai multă putere și tărie, inclusiv asupra președintelui. Fiindcă dacă președintele are un cuvânt de spus în privința orientării politicii guvernului și eventual și a Parlamentului, atunci sigur că se încarcă de răspundere în privința îndrumărilor și orientărilor pe care le dă. Ce credeți că vom avea în viitor după alegerile parlamentare pe scena politică națională? Ce fel de parlament? La ora aceasta, cred că nu se poate da un răspuns la această întrebare. Trebuie să se limpezească lucrurile în lunile care urmează și anul viitor. Părerea mea este că societatea românească este într-un proces de evoluție și de limpezire politică. Cât anume, urmează să vedem. Dacă acest proces se validează și își spune cuvântul în desfășurarea vieții politice, atunci s-ar putea ca forțele renăscute, democratice renăscute după 89, să prindă atâta putere încât să se impună practic nu numai ca conducere politică, ci ca sistem. Vorbim din nou de sistem. Deci, dacă acest proces va prinde viață până la finele anului viitor, atunci sunt șanse ca dreapta românească să intre la guvernare și să preia conducerea. Credeți că la Sibiu, în lumina unei foste guvernări locale a lui Klaus Iohannis și în lumina unei majorități deținute în Consiliul Local de FDGR, credeți, deci, că la alegerile viitoare se va schimba ceva? La alegerile locale. Locale, da. În Sibiu? Da. După părerea mea, în Sibiu, urma lăsată în administrația locală de Iohannis își va spune în continuare cuvântul. Adică, dacă primăria actuală, sub președinția doamnei Fodor, va implementa aceleași acte și măsuri concrete de repunerea Sibiului pe picioare tot mai sănătoase, atunci au șanse în continuare să obțină primăria. Există un fenomen general la ora actuală în România. Doi factori determină alegerea forurilor locale. Unu, influența pe care persoanele o au în zonă și doi, măsura în care reușesc să facă ceva pentru comunitate. Nu contează și partidul din care fac parte? Și vă întreb asta cu gândul la câștigarea alegerilor de către Ioan Cindrea, de exemplu. Într-un județ în care PSD niciodată n-a avut președinția și care, iacătă, pe fondul strict al formării USL a câștigat atunci. Da, a câștigat pentru că perioada anilor 2011, 12, chiar 13 a fost o perioadă specifică, specială pentru România. Mijloacele de manipulare a opiniei publice au fost atât de eficiente și cu rezultate atât de puternice încât indiferent de calitatea oamenilor, s-a votat PSD. USL. Sau USL. Să nu uităm că au fost și PSD și PNL. Da. Și practic, da, cei care credeau în dreapta au
mers în continuare cu PSD-ul, practic, cu USL-ul. Bine, PNL-ul a făcut acest joc după 89 în mod repetat. Da. Dar ei reprezentau într-adevăr și ca partide și ca forțe politice reale o alternativă credibilă în ochii multor oameni. Însă mijloacele de manipulare a opiniei publice au reușit să determine mentalul populației să voteze nu în funcție de criterii raționale, nu în funcție de viziuni, de perspective, ci pur și simplu în raport de imaginea pe care mijloacele de manipulare au reușit să... Vă referiți la campanie de tip Antena 3? Exact. Ca să ne lămurim. Exact. Okay. Exact. Și nu noi Antena 3. Vă spun, am apreciat și apreciez că România a fost victima lui Dan Voiculescu din foarte multe puncte de vedere. Așa, acest om a reușit să pună la punct nu numai Antena 3, ci și multe alte mijloace de informare și de influențare. Omul priceput și știind din capul locului ce rol joacă mijloacele de informare în societate, deci informația, a pus mâna pe ele. A dominat mijloacele de informare în România și le-a dirijat de o manieră spectaculară și eficientă. Eu cred că a avut, și probabil se mai mențin și acum, detașamente, bineînțeles secrete sau oculte, de oameni specializați puși în slujba aceasta a manipulării informației pentru populație. Ați pomenit la un moment dat și am adus în discuție alegerile locale. Eu aș vrea să fac un apel la memoria noastră și să dezbatem foarte pe scurt un episod din anii 96-2000. În anul 1996, Convenția Democrată a câștigat inclusiv Sibiu. Dan Condurat devenea primar, dacă vă aduceți aminte, și sfârșea mandatul într-o mare dezamăgire. Vă întreb, care era relația de atunci a primarului în funcție Dan Condurat cu partidul pe care îl reprezenta, cu PNC-ul în speță? PNC-ul trecuse în momentele alea prin tot soiul de schimbări. La un moment dat a avut și o conducere de la centru, vi-l aduceți aminte pe maestru Caramitru. Care era relația primarului cu partidul care îl propusase? Formal era o relație de cooperare și colaborare. Formal. Pe fond, nu chiar. Mă refer la situația de la Sibiu. La Sibiu. Așa. Pe fond, nu chiar. Eu mă țin rezervat puțin în aprecierea lucrurilor, pentru că era perioada de timp în care eu eram la București. Uh-huh. Nu eram aici. Dar știu de la colaboratorii mei de la județ că Condurat, ca primar, și-a permis să ia conducerea primăriei pe cont propriu și fără o colaborare prea apropiată cu PNC. Asta era curiozitatea, adică în momentul în care un partid care a obținut voturi într-o comunitate vede că în acea comunitate lucrurile nu merg tocmai bine, nu-l cheamă pe reprezentant la dialog, să spună, domnule, tu ai fost ales pe datorită nouă, hai să facem ceva. S-a întâmplat ca în acea perioadă de timp, nu la multă vreme după ce Condurat a fost ales primar, eu să mă retrag din activitatea organizației Sibiului. M-am concentrat mai mult pe activitatea la centru. Prin urmare, a venit în locul meu domnul Caramitru, nu știu exact care au fost relațiile, dar ce se întâmplă? Nu era consult și potrivit pentru PNC, cum nu este nici pentru un alt partid, să-și schimbe primarul din mers. Poate să-l cheme, să-i atragă atenția, să-l îndrume și mai departe, dar de schimbat e mai greu. De ce? Urmează din nou alegeri și vă dați seama, dacă ar fi fost alegeri de primar
în timpul lui Condurat, PNC-ul nu mai prindea și CDR-ul nu mai prindea postul de primar. Așa, între mai multe rele, alegi pe cel mai mic. Pe fondul ăsta, la finalul mandatului, apare Klaus Iohannis, că l-am pomenit aici. Aveați informații la momentul ăla cu privire la ceea ce se putea întâmpla? Existau semnale că, virgulă, Convenția Democrată va merge binișor în jos. La momentul 2000 au candidat 22 de persoane la funcția de primar al municipiului Sibiu. Și convenția CDR 2000, așa se chema atunci, și convenția a avut un candidat atunci. Intuiați ce se va întâmpla în 2000? Intuiați această prăbușire? Da, personal intuiam. Personal intuiam și nici nu trebuia să intuiști. Deci rezultatele din 2000 erau previzibile cu câteva luni mai înainte. Nu numai la nivel local, și la nivel central. Mijloacele de informare și de manipulare opinii publice reușiseră să pună Convenția Democratică într-o situație informațional dificilă. Într-adevăr, promisiunile făcute în campania din 96 și pe parcurs nu s-au realizat. Situații tensionate în societate existau din plin. De pildă, mineriada din 99 s-a desfășurat, a fost pusă la punct, la cale și s-a desfășurat sub imperiul acestor tensiuni la nivel social. Deci neajunsurile și acuzele la adresa CDR erau tot mai mari și mai virulente. Pe fondul acesta se putea ști rezultatul din 2000. Nu credeam, personal nu credeam, de pildă, că PNC nu va intra în Parlament. Dar în ce privește CDR-ul, adică ca structură, ea și decăzuse foarte mult, se retrăseseră liberalii. A rămas numai PNC cu câteva formațiuni de factură măruntă, care nu asigurau din punct de vedere politic niciun fel de garanția succesului electoral. Ați spus la un moment dat că PNL a mai făcut de-a lungul istoriei sale genul ăsta de joc, de alianță pentru guvernare sau pentru alte cauze cu PSD, PDSR sau ce exista în trecut. Nu credeți că poate și dacă PNC făcea jocul ăsta, astăzi avea altă soartă? Dacă făcea compromisuri, că despre aceasta este vorba, probabil că ar fi reușit chiar mai mult decât PNL-ul, fiindcă PSD-ul, respectiv PDSR-ul sau FSN-ul, era interesat să atragă lângă el oameni de imagine și PNC-ul atunci era cu o bună imagine în fața opiniei publice. Numai că noi, în frunte cu Corneliu Coposu, am declarat ritos și am executat sau ne-am conformat acestor declarații că poți să faci compromisuri în orice domeniu, într-un singur domeniu nu, în domeniul principiilor. Ori nu era posibil ca Partidul Național Țărănesc să se ralieze, să sprijine într-un fel oarecare, chiar și la modul indirect, poziția FSN-ului și a PDSR-ului. Nu credeți că a fost o greșeală? Nu cred. Ținerea la acest principiu atât de... Depinde din ce unghi de vedere privești lucrurile. Dacă le privești din punct de vedere al eficienței politice, să zicem că a fost o greșeală. Să spunem că, domnule, nu te menții neapărat principial când pista principialității nu-ți oferă șanse de câștig. Dar din punct de vedere al gândirii politice de fond, n-a fost și nu este o greșeală. După părerea mea, un politician nu se poate valorifica pe termen mediu și lung decât dacă este om de principii. Dacă sare dintr-o bancă într-alta în funcție de interes și de conjunctură de moment, acela nu mai este politician. Păi câți dintre aceștia mai găsim azi, domnul Dejean? Sunt foarte mulți, dar o țară nu se poate baza pe oameni care fug dintr-o margine într-alta. Câți oameni cu principiu în politică mai sunt? Nu mai sunt.
Aproape că nu mai avem oameni. Dați-ne un exemplu. Oameni de principii în politică, la ora actuală, nu mă pot pronunța. Aș zice Blaga. Un om care consecvent, aș spune și Monica Macovei, oameni care se mențin pe principiile, pe declarațiile și pe luările lor de atitudine dintotdeauna. Dar foarte puțin, extrem de puțin. Și tocmai aici, în asta constă succesul neprincipialității. Deci, la ora actuală, neprincipialitatea prinde rădăcină și face rădăcină în politica românească. Și în societate. Păi cum? Și în societate, și în societate, exemplu. Păi da. Fiindcă și face societate. Și bani, probabil. Tocmai pentru că, să vă spun ceva, politica românească este politică de conjunctură, politică de moment, nu este politică de perspectivă. În perspectivă, sau mai bine zis, o politică reală, trebuie să privească țara și poporul în perspectivă medie și îndelungată. Unde vrem să ajungem și pentru aceasta ce trebuie să facem? Nu să facem acum să ne băgăm bani în buzunare și să ne rezolvăm problemele noastre personale. Fie și probleme de partid sau de alte grupuri. Ăștia sunt chestiuni care trec, pe când problemele de perspectivă ale dezvoltării unei țări și a unui popor, ălea trebuie să dăine și să rămână. Deci, dacă vrei să servești țara, nu te angrenezi într-o politică circumstanțială, ci te angajezi într-o politică de perspectivă, să știi de astăzi ce vrei pentru România peste 10 sau pentru 15 sau 20 de ani sau chiar mai departe. Și să lucrezi acum în perspectiva acelor realizări. O chestiune de principii și de perspectivă îndelungată, care nu-ți permite sau în lumina căreia nu e voie să oscilezi de la stânga la dreapta după cum îți dictează interesul tău, ci trebuie să practici politica după interesul pe care l-ai avut în obiectiv al țării și a poporului. Asta e o mare deosebire între această perspectivă politică și ceea ce se întâmplă în România. Vă dau exemplu acum. Urmăriți ce se va întâmpla în lunile viitoare până la alegerile locale. Cum strunește PSD, că el va rămâne în continuare la putere, cum strunește PSD politica locală și centrală în interes electoral? Păi, a face politică în interes electoral cu resursele economice ale țării, ținând cont numai de câteva luni, adică numai în dorința de a obține victoria electorală pentru anul viitor, așa să gândim politica românească. Credeți că va rămâne PSD-ul la guvernare după alegeri? Până la alegeri. Până la alegeri, probabil. Până la alegeri. Până la alegeri. După părerea mea, va rămâne pentru că aici cheia o dă pe UNR-ul. UNPR-ul. Și UNPR-ul până la ora actuală s-a dovedit o formațiune care lucrează bine cu PSD-ul. Ei spun, suntem Partidul Interesului Național. Mai mult în teorie, probabil, decât în practică. Partidul Interesului Propriu, mai curând. Cum? Partidul Interesului Propriu, mai curând. Da, nu neapărat. Ei, ați văzut, au elaborat și o doctrină de 5 puncte pe care o așeză la baza partidului și probabil că dacă ar fi singuri guvernanți și dacă ar avea puterea de decizie politică generală, poate ar orienta demersul politic în acest sens. Dar încă la ora actuală PSD-ul este forța principală politică în România. Pe de altă parte, dacă la alegerile următoare PNL va
se va așeza binișor, cel mai probabil va avea nevoie de un aliat și acel aliat probabil va fi UNPR-ul. Asta va fi o abatere a PNL-ului de la principii sau o susținere a interesului național comun? Ei mereu susțin că fac politic în interes național. Revin și spun încă o dată, interesul național trebuie privit într-o perspectivă de lungă durată, nu de scurtă durată. Deci dacă vor lucra pe ideea aceasta a unei politici care să aibă în vedere România anilor viitori, atunci da. Dacă lucrează însă în perspectiva alegerilor locale sau alegerilor generale de anul viitor, un semn de întrebare. Domnule ministru, am numărat eu, poate am greșit, două cărți până acum, sub semnătura dumneavoastră. Va mai urma vreuna sau nu? Una mai urmează, este gata. O completare, ca să spunem așa, în două volume. Deci eu din 2006 începând și până în ziua de astăzi, am scris comentarii politice. N-am mai făcut politică activă, dar am scris comentarii politice. Aceste comentarii le-am concentrat într-un prim volum pe perioada 2006-2011. Din 2011 până în ziua de astăzi, mai am un set. Okay. Și pe acestea le voi publica într-un al doilea volum, intitulat România pe orbita reformei. Așteptăm volumul cu nerăbdare, poate ne vom reîntâlni la momentul lansării sale. Mulțumesc, domnule ministru, pe curând la turnul sfatului TV. Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu Bulevardul Vasile Milea.